Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un haul de câteva cumpărături care le-am făcut în luna decembrie, dar nu am avut timp să filmez și nu facem unboxing la Avon și la Oriflame, dar vă arăt un haul împreună ce mi-am cumpărat și vom începe cu aceste produse. Este un lapte de macchiato din gama Optimals și un tonic, la fel din gama Optimals, este gama aceea AG Revive. Au fost la prețuri foarte bune și mi-am luat așa împreună loțiunea tonică și gelul de curățare și la fel din gama Optimals este și acesta Hydran Made, la fel gel de curățare și loțiunea tonică. Taxa de livrare am înlocuit-o cu acest ser de unghii care este pentru întărirea unghiilor. Mi-am mai cumpărat și acest set de păr, șampon și condiționer pentru volum, volume lift. Este din gama Herix Advanced Care. Nu le-am mai folosit aceste șampon și balzam din această gamă, nu țin minte dacă de la anume Herix, de la Oriflame, dacă am mai folosit vreun fel de șampon. Pare mi se cel pentru păr cu tendință de îngrășare le-am folosit. Acestea nu le-am folosit și vreau să văd cum vor fi pentru părul meu. Mi-am mai cumpărat și această mască de față din gama Royal Velvet. Este aceea cu orhidee neagră, dacă nu mă greșesc, am mai folosit-o odată și mi-a plăcut și acum am hotărât să o recumpăr. Ne-am recumpărat încă un rimel Wonderlash XXL, acesta care e pentru, cu ambalaj pentru sărbători, foarte ok, eu îl mai am, dar am zis să fie acolo, că a fost la fel la un super preț. Mi-am cumpărat și această ojă din gama The One Gloss and Wear. Este nuanța Crush. Foarte drăguț. Nu l-am probat încă. Chiar vreau astăzi să fac unghiile și voi vedea cum se va ține pe unghiile mele. Pentru pasul 1 mi-a venit acest Miss Jordani. Este o apă de parfum la 50 de ml. Eu o am, dar aceasta cred că o voi face cadou. Mi-am mai cumpărat și aceste două săpunuri, la fel din gama asta, aceasta de Crăciun. Este acesta Warmest Wishes. Vă arăt două. Acesta este neambalat, dar acesta am scos din cutiuță să vedeți cât de frumos este. Un globuleț și miroase foarte, foarte fain. La fel de la Oriflame am cumpărat și ambalajul îmi place foarte mult. Acest set de bijuterii, cercei și colier, foarte, foarte drăguț pentru sărbătorile de iarnă, chiar se asortează foarte bine. Și am primit cadou această geantă pentru cumpărături, care vine înăuntru cu un astfel de portmoneu, foarte drăguță. Am primit-o cadou fiindcă trebuia să facem o comandă de 50 de baluri și primeai ceva cadou și eu am primit această geantă. Diferiți cred că au primit diferite cadouri, eu sunt bucuroasă, chiar o voi păstra pentru la vară ca să mergem, eu știu, la plajă dacă va fi timpul bun sau chiar și la cumpărături, de ce nu. Și cam acestea au fost produsele de la Oriflame și să vă arăt și trei produse de la Avon. Mi-am cumpărat acest ruj de buze din gama Lux. Este nuanța, vă spun imediat, Rose Silk. Este o nuanță destul de drăguță, cam așa se arată. Îmi place și îl simt foarte cremos pe buze, l-am probat. Și fiindcă a fost o promoție foarte bună la aceste loțiuni de corp, 2 la 70 de lei, mi-am luat aceasta Avon Luck la Kimi. Ele merg la 150 de ml și mi-am luat pe aceasta Maxima.
pentru ea. Le-am mirosit, îmi place foarte mult cum se simte mirosul lor, dar le voi păstra pentru perioada caldă. Cred că la vară, când vom îmbla haine mai legere și mirosul se va simți mai bine pe piele. Și cam acestea au fost cumpărăturile în ultima lună a anului 2020 și cam ceea ce am avut nevoie mi-am cumpărat tot. Începem un nou an cu noi puteri, noi realizări, succese. Vă doresc la toți și vă mulțumesc foarte mult celor care mă urmăriți și să sperăm că va fi un an mult mai bun decât anul care a trecut, atât pe plan profesional cât și personal, și să sperăm că va trece și această pandemie cu care ne luptăm de ceva timp și vă doresc sănătate la toată lumea și vă mulțumesc încă o dată și vă aștept în continuare pe canalul meu.